Nutriționiștii au dezvăluit ce se întâmplă în organism dacă nu pui gura pe alcool o lună întreagă. Pierderea kilogramelor în plus și îmbunătățirea clarității minții sunt doar câteva dintre beneficiile renunțării la băutură. Nutriționiștii din Australia au dezvăluit felul în care abstinența alcoolică pentru 31 de zile vă poate îmbunătăți sănătatea, precum și schimbarea majoră care se produce la doar o oră de la renunțarea la alcool. În fiecare an, în unele țări, oamenii au adoptat ceea ce se numește ianuarie uscat, o lună întreagă în care se abțin de la alcool după excesele făcute în sezonul festiv. Experții spun că renunțarea la alcool pentru o lună îți poate transforma starea de sănătate, cu condiția ca apoi să bei moderat și să nu faci excese. Pe o perioadă de 31 de zile, abținerea de la alcool vă poate ajuta să vă mențineți o greutate corporală sănătoasă, ținând cont și de alimentele pe care obișnuiți să le consumați și de stilul general de viață. Majoritatea tipurilor de alcool conțin sare și zahăr, două ingrediente care duc la balonare și inflamație. Deoarece alcoolul este greu de procesat de organism și este absorbit rapid, chiar și pe termen scurt poate exercita o presiune suplimentară asupra ficatului. Deoarece alcoolul este greu de procesat de organism și este absorbit rapid, chiar și pe termen scurt poate exercita o presiune suplimentară asupra ficatului, deoarece acest organ poate procesa doar circa o băutură pe oră. Îmbunătățirea memoriei, claritatea mentală, creșterea capacității de concentrare, reducerea riscului de depresie și anxietate și un somn odihnitor, precum și pierderea kilogramelor în plus și reducerea presiunii asupra ficatului, care începe să se curețe la doar o oră de la ultima băutură, sunt câteva dintre efectele pozitive care se observă rapid, relatează digiworldtv.ro.